Eu sunt Steaua București. Stelistul Cătălin Preda este unul dintre cei mai valoroși săritori în apă de la mare înălțime ai lumii. În vârstă de 32 de ani, sportivul nostru este medaliat cu argint la campionatul european din 2022 de la Roma, dar și la campionatul mondial de natație de la Fukuoka din vara acestui an. Cătălin a început sportul de performanță în proba de sărituri în apă de la platforma de 10 metri, dar după al doilea an de facultate s-a reprofilat și a participat în diverse spectacole în parcuri de distracții, pe vase de croazieră, dar și în celebrul show The House of Dancing Water din Macao. Din 2018, Cătălin Preda a trecut la concursurile de sărituri de la platforma de 27 de metri, iar rezultatele sale sunt la fel de spectaculoase precum povestea vieții sale. Cătălin, când ai început să faci sărituri în apă? Săriturile în apă le-am început la vârsta de 8 ani. Sincer, ți-a fost frică la primele sărituri? Întotdeauna e o teamă, da, cu siguranță. Cu cât înălțimea creștea, cu atât și teama, mai ales la început. Mic fiind, uitându-te în jos, totul pare înalt, totul pare departe, e intimidant, e stimulant, absolut stimulant, însă să transformi frica respectivă într-o bucurie, în ceva care te încântă, a fost, aș putea spune, pasul poate cel mai lung, dar și cel mai important în dragul pe care l-am prins de această ramură sportivă. Ce simte un sportiv când e sus, acolo, pe platformă, înainte de săritură? Cu siguranță o mulțime de emoții. Un tumult, parcă totul se învârte, o colecție de poate nervi, teamă, multe gânduri ce-ți vin în minte. Ce calități sunt necesare pentru a practica acest sport? Cu siguranță săriturile în apă de la mare înălțime necesită o maturitate la un nivel înalt în ceea ce privește înțelegerea sportului, înțelegerea motivației, înțelegerea de sine, dar pentru a practica acest sport, noi toți cei care concurăm pe această scenă avem o misiune comună, ca să spun așa, s-o numesc așa, și anume integrarea disciplinei în grila olimpică. Ce satisfacții îți aduce practicarea acestui sport? Sunt conștient că mă aflu într-un loc din care pot inspira următoarele generații, pot motiva mai departe și pot transmite ce anume înseamnă sportul, ce anume face un sport special, și aici dorința mea este de a-i încuraja pe copiii ce vor veni în orice sport, în orice disciplină sportivă, să învețe să se expună greutăților, să se expună riscurilor, să învețe să iubească sportul pentru ce e și nu pentru rezultate sau medalie strălucitoare, ci pentru toate beneficiile mai presus de o victorie care poate durează până la următorul campionat sau poate dura forever, pentru totdeauna. La Steaua București, Cătălin Preda lucrează cu tehnicianul Florina Vasiloae, alături de care a construit de-a lungul anilor o relație deosebită. Cum ai descrie relația cu antrenorul tău din acest moment, Florina Vasiloae? Ne cunoaștem de mulți ani, am lucrat împreună în ultimii mei ani de performanță în săriturile în apă de la 10 metri. Odată ce m-am întors în țară și am reactivat în cadrul clubului Steaua București, a fost, cum să spun, a fost natural să reluăm pregătirea împreună și să menținem respectiva comunicare și consultanță despre care vorbeam. Schimbăm sfaturi, schimbăm păreri. Trebuie să considerăm o surpriză ceea ce a realizat el în ultima vreme? Da, este o surpriză și pentru el. Din câte am înțeles, a fost cea mai frumoasă zi din viața lui, obținerea medaliei de argint la al doilea campionat mondial la care a participat, după locul 14 la Guangzhou. Așteptăm cu nerăbdare mondiale din februarie, unde speră să iasă campion mondial. Dincolo de medalii și de distincții, sportivul nostru are și un alt scop în următorii ani. Ce reprezintă pentru tine câștigarea medaliei de argint la campionatele mondiale de la Fukuoka? Medalia de argint de anul acesta reprezintă confirmarea faptului că sunt pe drumul cel bun, sunt în grafic.
Consider că ești mai popular după medalele cucerite la Roma și Fukuoka? Cu siguranță, însă nu neapărat popularitatea din punct de vedere personal mă încântă. Ce mă încântă este faptul că profilul sportului a crescut odată cu rezultatele mele, odată cu rezultatele noastre. Numărul de oameni care ne susțin, numărul de oameni și de fani care în continuare trimit nenumărate mesaje de încurajare, faptul că avem din ce în ce mai mulți susținători în rândul românilor e un lucru extraordinar și asta mă bucură enorm. Îmi doresc să contribui la creșterea sportului, la dezvoltarea săriturilor în apă și la încurajarea următoarei generații de săritori în apă de la mare înălțime, respectiv săritoare în apă de la mare înălțime. Avem nevoie de oameni noi, avem nevoie de copii noi. Care este scopul sportivului Cătălin Preda în high diving? Să fiu numărul 1 mondial, să mă urc pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la campionatul mondial, la campionatul european și la Jocurile Olimpice când acestea vor fi parte din calendarul nostru competițional, însă nu neapărat pentru gloria mea personală, ci pentru a demonstra că cu o dorință puternică, cu imaginație și drzenie, cu curaj și insistență să te ții agățat de visul tău, poți ajunge oriunde îți dorești, atâta timp cât îți păstrezi obiectivul în focus și orice ar fi, orice ți s-ar spune, poți ajunge acolo cu multă muncă și sacrificii, însă toată călătoria cu siguranță merită, așa că fă-o și tu!